Salutare lume și bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi o să fie mai mult un daily vlog decât un vlog cu un anumit challenge în casă sau un vlog cu sora mea. Ok? Astăzi merg să-mi pun finally aparatul dentar, așa că vă iau cu mine să-mi vedeți reacția și să vă râdeți puțin de mine. Momentan e ora 8 dimineața și mor de somn, însă nu are importanță deoarece la mine programare la ora 11. Deci mai am timp să revin. Să mergem. Deci n-aveți idee cât am așteptat eu aparatul ăsta. Am deja vreo 3 luni de când îl aștept. În sfârșit, pata timp, mi-l pun. Yeee! Universul simte ca de sărbătoare, deoarece voi, deci nu puteți să vă imaginați ce vreme bună e afară la 8 jumate dimineața. E uimitor. Băieți și fete, mai am exact o oră până la programarea mea. Încerc să mă pregătesc moral. Pentru că nu prea am, nu pot să zic că n-am chef, dar mă tem și din câte mi-au zis toți, o să mă doar foarte mult. Și ar trebui să mă arat. Sper să arate cât de cât ok. Având în vedere că o să-l port o perioadă mai lungă, ar trebui să arate cât de cât bine. În acest scurt filmuleț putem vedea procesul în care mi-a fost pus aparatul meu dentar din safir. Totul a fost efectuat la clinica stomatologică Dentus MD. Mi-a plăcut foarte mult acolo, totul a fost efectuat foarte profesional și rapid și fără dureri de asemenea. Și de-abia aștept să revin acolo ca să continui să îmi îndrept dinții mei frumoși. Hei lume, deci tocmai am terminat de pus să pun bracketii sus. Ar trebui să mă arat, dar am mai zis chestia asta și o să zic chiar, o să mă arat când ajung acasă, ok? Deci așa arată. Bă, mie îmi plac. Credeam, chiar mi se pare că arată foarte, 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 foarte bine. Deja mă bâlbâi, nu are importanță. A decurs tot foarte repede, nu m-a durut absolut nimic. Exact cum speram că o să fie, așa și a decurs. O să revenim peste o oră, deoarece mi s-a spus că e posibil să am niște dureri astăzi, însă la mine încă nu au început durerile, încă nu simt absolut nimic, așa că o să vedem peste o oră sau peste jumătate de oră dacă mă doare ceva. În orice caz mi-a zis că aparatul ăsta nu trebuie să-l țin o perioadă foarte lungă, o să trebuiască să-l țin vreo 2-3 luni și după o să punem capi sau ceva de genul, ca să decurgă mai repede tot procesul și ca să mi se îndrepte dinții mult mai repede. În orice caz o să revin peste o oră și o să vedem dacă am durere. Am revenit peste jumătate de oră. A început să mă doară puțin, foarte puțin. Însă mi-a zis că e ceva normal și că trebuie să mă aștept la asta. Mie chiar îmi place cum arată. Arată destul de bine. Și rezultatul final e ceea ce importă și ceea ce e cel mai important și ceea ce o să fac toată diferența la urmă. Acum nu sunt acasă. Sunt la Centrul Medical Excellence și aștept să mă duc cu mama acasă. Ar trebui să luăm lecții online, dar God. Au trecut în jur de 5 ore și acum recunosc că începe să mă doară puțin. Însă e ceva normal și e o durere de asta care poate fi răbdată, așa că nu e atât din nașpa. Acum vreau să mă apuc să fac niște teme și după o să iau acest vlog minunat și o să-l editez și o să-l postez a doua zi după ce îmi pun aparatul. Așa că, dacă v-a plăcut acest vlog scurt și dacă doriți să vă țin la curent cu tot ce e legat de aparatul meu dentar, scrieți în comentarii. Eu am fost Hugo, iar ne vedem data viitoare. Peace!